No, bună seara. Într-o discuție privată cu domnul simpaticu. Așa, eram într-o discuție de asta așa mai provocatoare sau provocativă sau nu știu cum să-i zic. Așa. Am vrut să-i arăt aici despre ce vorbim. Da? Nu, familiile mele sunt mai slăbuțe, ca de exemplu asta doar pe 7 rame. N-avem ce să discutăm, sunt alții care au pe 10, alții care deja le au pe 20, atâta știu familiile mele să fie domnul simpaticul pe 7 rame. Pentru satisfacția dumneavoastră, ca să știți că asta este o carpatină de gorj, da, așa, ca să vă lămuriți că este carpatină. Da, este carpatină, n-avem dubii, ați văzut reacția ei. Da. Povesteam că față de manifestarea în timpul anului, acum o de găsim mai agitată, mai nervoasă. Lipsa de hrană. Nu vorbim de polen, vorbim de nectar. În 3 zile o tras 1 kg de turtă. Deci, ce să zic? Ba da, uite ce să zic. Siropul. Da? N-ai ce face. Dar nu dăm pentru a sătura-o, ci doar așa de a minți eu. Da. Astea suntem noi. E târziu, a sfințit soarele, nu mai pierdem vremea, soarele l-a sfințit. Așa că domnul simpaticul, v-am promis filmulețul. Aceasta este o familie care, când atinge apogeul maxim, se va trage și reginuțe din ea și eventual trântori. Da? Cea de tată, pe subiectul carpatina, cea de tată va fi aceasta. Da? Da. Și asta este. Mai avem una aici. Și astea sunt. Vă las, domnul simpaticu. Cu drag ne mai auzim. Pulverizatorul conține uleiuri esențiale. V-am povestit că facem alternanță. Aseară n-am publicat filmulețele de azi noapte, de fapt. Au primit doza de uleiuri esențiale. Numai aici va primi o turtă și un hrănitor din acela de 400 sau 300 de mililitri cu sirop. După care vom trece la o altă dimensiune de hrănire. V-am salutat, domnul simpaticu. Cu prietenie vă salută Ionel de la Apisines.